Mă numesc Doru, sunt din România, am 54 de ani și lucrez la o companie care se ocupă cu agricultura. Am început investigațiile în România din oarece cauze că slăbeam foarte mult și într-un timp scurt. Eu, după care am mers la spitale din România și am făcut colonoscopie, endoscopie, alte analize mai amănunțite, dar în final nu am ajuns la niciun rezultat. La recomandarea unor prieteni din România, am ales Memorial Hospital din Istanbul, prin intermediul doamnei Ioana Bucur, și care ne-a trimis la domnul profesor doctor Erhon. Ciddi bir durumda geldi. Ağrıları ve karın şişliği gerçekten sıkıntılı boyuttaydı. Sonuç itibariyle birçok hastada uyguladığımız ameliyat öncesi tetkikler sonrasında Doru Golea'ya sitorediktif cerrahi, peritonektomi ve Hypek tedavisi uyguladık. Doru'yu evine gayet güzel bir şekilde gönderdik, taburcu ettik. Gayet memnun. Umarım bundan sonraki hayatında da rahat ve güzel günler geçirir. Marga, sunt soția pacientului Doru. Din momentul în care am ajuns aici, am fost foarte mulțumită de echipa implicată și condițiile de aici și am fost total convinsă că îi va salva viața soțului meu. Ajuns la Memorial Hospital, aici am fost primit de o echipă extraordinară de traducători, de personal, de oameni care s-au ocupat într-adevăr și sunt preocupați de viața oamenilor în general. Am venit aici cu inima îndoită, speriat că nu știu ce se va întâmpla cu mine. Am întâlnit oameni extraordinari și de aceea am fost salvat și mulțumesc domnului doctor, profesor doctor Erhon și Memorial.